În încheierea ciclului de lecții despre Domnul Dumnezeu, în care am studiat ceea ce Dumnezeu a spus despre sine, cum este El. Astăzi, în lecția a 10-a, am ales să vorbim despre Sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că El a spus, Eu sunt Sfânt. Sfințenia este atributul fundamental al lui Dumnezeu, așa cum atestă ființele din intimitatea tronului divin, care îl preamăresc neîncetat pentru sfințenia lui. Așa cum este scris în Apocalipsa, la capitolul 4, de la versetul 8, zi și noapte ziceau, fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. A fost, este și va fi sfânt pentru vecii vecilor. Este foarte important să știm că Dumnezeu acesta sfânt are o ofertă și totodată o cerință pentru noi, păcătoșii, sfințenia. El ne sfințește și ne cere apoi să fim sfinți. Numai cei sfinți vor fi ai Domnului pentru vecii vecilor. Este scris ca o reluare a celor notate în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 15 și 16, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De la gândul acesta, să pornim în a aminti și alte afirmații ale Scripturii despre faptul că Dumnezeu este sfânt, a urmări câteva exemple despre lucruri sfinte și apoi ceea ce este mai important, am ales pentru astăzi 5 aplicații legate de sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus evreilor, și asta rezultă din întreg codul ceremonial prin care se cereau separări, spălături, diferite acte cultice prin care ei trebuia să înțeleagă, să deosebească ceea ce este sacru de ceea ce este profan. Scrie în Cartea Levitic, capitolul 11, versetele 44 și 45, căci eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, voi să vă sfințiți, să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați, căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeu vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iată și câteva afirmații ale îngerilor și ale oamenilor despre sfințenia lui Dumnezeu. Profetul Isaia a avut parte de o revelație în care a auzit cum este proclamată sfințenia lui Dumnezeu în cer. Scrie în cartea Isaia la capitolul 6 că a văzut pe Domnul stând pe tron și serafimii stăteau în acea aură peste tron. Și strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Da, asta se știe foarte clar, foarte bine în cer. Știu și demonii, când l-au văzut pe Domnul Iisus, au fost deranjați foarte tare de prezența sa. N-au putut să reziste, au fost dați pe față, au fost dați afară. Scrie în Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, versetele 23 și 24, despre un caz când în sinagogă era un om cu un duc necurat. El a început să strige, evident, demonul din el. Ce avem noi a face cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Moise, cel care l-a cunoscut pe Domnul și a avut menirea să înveți poporul despre sfințenie,
Este scris în cartea Exod, la capitolul 15, în cântarea de după ieșirea din Marea Roșie, versetul 11, că a cântat împreună cu evreii: cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine, minunat în sfințenie? Iosua, urmașul său, spunea la rândul lui, citesc din capitolul 24 al cărții sale, versetul 19, avertizând poporul că nu poate fi slujit Dumnezeu oricum: voi nu veți putea slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt. Ce înseamnă asta? Un Dumnezeu gelos, El nu va ierta fără de lege păcatele. Adică în felul în care le-a văzut pornirile, le-a spus: voi nu veți putea sluji. Dumnezeu are cerințe sfinte. Asaf, la rândul lui, spunea în Psalmul 77, la versetul 13, Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Și asta au înțeles toți oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Iată și câteva exemple biblice. Cerul este menționat în Scripturi, în cartea a doua Cronicilor, capitolul 30, versetul 27. Este o referire din vremea regelui Ezechia, ca locuința sfântă a Domnului. Nu doar că Dumnezeu este sfânt, acolo unde locuiește, totul este sfânt. Păcatul, răul, nu poate să stea în preajma sa. S-ar topi. În cartea Psalmilor avem câteva referințe bogate despre sfințirea lui Dumnezeu. În 46:4 este scris: este un râu a cărui zvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinților celui preanalt. 47:8, o altă referință frumoasă. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul de domnie, cel sfânt. 48:1. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele lui cel sfânt. Și în Isaia, capitolul 57, versetul 15, avem o altă referire la locuința cea slăvită a Domnului, de unde își exercită autoritatea peste întreg cosmosul. Căci așa vorbește cel preanță, că locuința este veșnică, a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înveresc duhurile smerite și să îmbarbătez inimile zdrobite. De acolo Dumnezeu ne vine în ajutor. Acesta e locul sfânt al Domnului din cer. Dar pentru că Dumnezeu a vrut să locuiască în mijlocul poporului său și vrea să fie aproape de oameni, le-a cerut să-i facă un cort sfânt unde se poată locui. Scrie în cartea Exodul, la capitolul 25, versetul 8, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Pentru că există principiul acesta fundamental și permanent, așa cum este menționat și în cartea Psalmilor, în Psalmul 93, versetul 5. Mărturile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Când oamenii n-au vrut să mai păstreze sfințenia casei Domnului, Domnul, cum de lungă lui răbdare, a tolerat un timp, dar apoi a plecat. Când templul a ajuns o peșteră tâlhar, Dumnezeu n-a mai locuit acolo. Să ne amintim că în timpul regelui apostat Ahaz,
Au fost schimbate multe lucruri în templu. La un moment dat a și fost închis, abandonat. Dar fiul său, Ezechia, în cel din tână al domniei sale, așa cum scrie în întâia carte a Cronicilor, capitolul 29, a adunat pe cei rânduiți să slujească, leviții, preoții, și le-a spus, citez 2 Cronici 29, de la versetul 3, cum în anul din tâi a deschis ușurile casei Domnului, le-a adresat, a adunat pe preoți, pe leviți și le-a zis, versetul 5, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, părinților voște și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Alt exemplu de sfințenie, oameni în prezența divină au trebuit să conștientizeze că și locul unei experiențe deosebite, chiar dacă nu la cort, acolo unde a fost prezent Domnul, locul a devenit sacru. I-a spus Dumnezeu lui Moise cu ocazia revelației de la rug, spune Scriptura în cartea Exod la capitolul 3, de la versetul 5. Nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. O experiență similară a avut și Iosua, despre care citim în cartea sa la capitolul 5. Când a văzut, scrie de la versetul 13, un om cu sabia scoasă din teacă în mână, care i-a zis, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua a întrebat, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis, Iosua, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Deci iată cât de profunde, cât de minuțioase sunt cerințele Domnului legate de sfințenie. Întâlnim în Vechiul Testament referiri la oameni și la lucruri sfinte, adică lucruri curățate și dăruite Domnului. Avem mai multe exemple în cartea Levitic despre ceea ce oamenii puteau să închine Domnului dintre lucrurile materiale, dintre posesiunile lor. Și astfel de referiri există și mai apoi pentru istoria poporului Israel, cum potrivit cu ceea ce au dorit, cu deschiderea inimii pe care au avut-o, au închinat diferite lucruri Domnului în mod deosebit când a fost vorba de confecționarea obiectelor sfinte și de construirea templului. Avem de-a face și cu oameni sfinți. În cartea 1 Cronici, capitolul 23, este scris că Aron și Moise au fost puși deoparte să fie sfinți, pentru ca să poată sluji unui Dumnezeu sfânt într-un locaș sfânt. Elisei a fost considerat și el un om sfânt al lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce intră în sfera divină trebuie să se împărtășească de sfințenia lui Dumnezeu. Altfel, nu poate să rămână acolo. Haideți să privim acum la câteva aplicații și fie ca acestea să se lase cu sfințirea noastră. Duhul Sfânt să-și facă lucrarea și să înțelegem cerințele divine. Să nu glumim, să nu fim superficiali. În primul rând, în conștiința noastră că sfințenia este atributul fundamental al lui Dumnezeu, să proclamăm aceasta. Să audă toți. Să spunem ca cei din jurul tronului, sfânt, 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 și să repetăm, este Domnul. Atunci când a fost instituit cultul laudei Domnului la cort, la templu, în vremea lui David,
Este scris în cartea 1 Cronici, la capitolul 16, versetul 10. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima și lor ce caută pe Domnul. Și tot de aici, versetul 35, îl citesc. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne în mijlocul neamuri ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Asta este o mare favoare, să poți să proclam sfințenia lui Dumnezeu și să fii acceptat de Dumnezeu. Să citim câteva versete din Cartea Psalmilor, carte în care Dumnezeu este lăudat în mod frecvent, pe drept, pentru sfințenia Lui, ca și pentru alte atribute binecuvântate ale Sale. În Psalmul 30, versetul 4, este scris: cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Psalmul 71, versetul 22, ne îndeamnă ceva asemănător. Și te voi lăuda în sunet de alăută, îți voi cânta credincioșia Dumnezeule, te voi lăuda cu arfa, Sfântul lui Israel. Psalmul 97, versetul 12. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. 103 cu 1. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. 105 cu 3. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. 106 cu 47. Scapă-ne, Doamne Dumnezeul nostru, strânge mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Și mă adaug 145 cu 21, unde este scris: gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Să lăudăm pe Domnul nu doar pentru sfințenia Lui în oricum, ci să o facem cu o teamă sfântă. Pentru că asta înseamnă, de fapt, a conștientiza pe deplin sfințenia Lui Dumnezeu. De aceea nu putem fi de acord cu o muzică în care Dumnezeu, prin cuvinte, dacă ne referim doar la text, este slăvit. Dar când observăm atmosfera, instrumentația, nu poate fi slăvit Dumnezeu cu orice fel de muzică care stârnește firea, care ne provoacă la atitudini neevlavioase. Tot în Cartea Psalmilor este scris, citesc din 68 cu 35, ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul Tău cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporul Tău părie și mare putere, binecuvântat să fie Dumnezeu! Deci Dumnezeu este de temut. Scrie și în Psalmul 89, versetul 7, Dumnezeu este înfricoșat în adorarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui. Psalmul 99, versetul 3, să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, că este sfânt. De altfel există un principiu. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, o teamă sfântă. Așa cum este scris că a avut Noe atunci când a construit corabia, n-a luat ca ceva de apucat și cu multă reverență. O a doua aplicație. Dacă noi conștientizăm că Dumnezeu este sfânt, trebuie să știm că ne cere și nouă să fim sfinți. Asta am citit de la început. Dar trebuie să înțelegem aici că Dumnezeu are procedurile Lui de sfințire. El este sfânt și numai El poate sfinți. Nu poate un om murdar să facă pe unul curat. Trebuie cineva curat să curățească pe un altul.
Numai Dumnezeu poate să sfințească. Sfințirea se produce prin credința în jertfă, care până la Domnul Iisus Hristos a fost umbră și imagine ale Domnului. De atunci privim ca spre un act efectuat. Noi am fost sfințiți prin jertfă. Duhul Sfânt produce, tehnic vorbind, această sfințire. Asta înseamnă îndepărtarea tot ceea ce este păcătos și trăirea altfel, dar acum vorbim doar de procesul sfințirii, de proceduri. Să ne amintim în Vechiul Testament cât de complexe erau, cum cereau anumite ritualuri, chiar anumite zile trebuia să treacă, câte animale au trebuit sacrificate. Să ne gândim cât de complex era procesul sfințirii în ziua ispășirii. Era cea mai amplă lucrare de sfințire. Când marele preot aducea jertfă pentru sine, pentru casa sa și apoi pentru tot poporul, când intra în Sfânta Sfintelor, când se sacrifica un sap și se aducea ca ardere de tot și altul încărcat cu păcatele aruncat în pustie, toate acestea sunt simboluri a ceea ce se întâmplă în mod real în vederea sfințirii noastre. Dumnezeu le-a spus evreilor, citesc din cartea Exod, capitolul 19, versetul 6, ceea ce ei trebuia să știe din capul locului. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Asta a vrut Dumnezeu și vrea pentru noi toți. Eu vreau să vă citesc de aici și versetul 10 și apoi trecem în Noul Testament. Poate sunt texte mai aproape de noi, mai practice. Aici Domnul a zis lui Moise, du-te la popor și sfințește-i. Azi și mâine și pune-le să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogori în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui, oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moarte. Nici o mână să nu se atingă de el și pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre, să străpungă cu săgeți dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Vedeți ce cadru de sfințenie și-a asigurat Dumnezeu aici și cum a vrut să-i învețe ce înseamnă sfințenia lui. Trecem în Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 1, vers 30, pentru a dovedi ceea ce am spus despre Domnul Iisus Hristos. Aici este scris că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, între altele, sfințire. Adică prin sângele Său se produce sfințirea, căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu se poate sfințirea numai cu apă sfințită, zis așa, nu? Uneori sfințirea presupunea foc, dar în mod fundamental sfințirea presupunea jertfire, pentru că plata păcatului este moartea. Și numai prin sânge, prin viață se putea face ispășirea. Asta s-a produs prin ceea ce Domnul a realizat pentru noi, numele Lui să fie binecuvântat. În Efeseni, la capitolul 5, este scris tot despre Domnul Iisus Hristos în raport cu noi, citesc versetul 26. Hristos s-a dat pe sine pentru biserică ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Deci întâi s-a dat pe sine, a fost sacrificiul de pe Golgota. Apoi avem cuvântul, cum scrie în Ioan 17, sfințește-i prin cuvântul tău este adevărul. Și avem simbolul botezului. Citim și din Evrei capitolul 10, tot despre Domnul Iisus Hristos. Și să nu uităm aceasta. Să nu trecem cu ușurință peste sângele sfânt, să nu-l necinstim. Este scris în versetul 10. Prin această voie, e vorba de ce s-a profețit în Psalmul 40, când Domnul a voit să-și dea trupul, să se sacrifice pentru noi,
am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Deci iată care a fost prețul sfințirii noastre. Așa cum scrie și Petru în întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 19, despre prețul binecuvântat, sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte în temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Mulțumim Domnului pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că sfințirea a fost deplină și este completă, integrală, așa cum scrie la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, când apostolul dorea pentru cei credincioși, să dorim și noi, pentru noi și pentru alții, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, prima aplicație, să lăudăm pe Domnul căci este sfânt. A doua, să-i mulțumim că a hotărât să ne sfințească și pe noi prin Domnul Iisus Hristos. Așa cum scrie în Apocalipsa, a celui ce șade pe tron și a mielului să fie lauda, slava pentru vecii vecilor. O a treia aplicație, care de fapt este o explicație la a doua aplicație, sfințirea este și un proces de ardere, de curățare a tot ceea ce a fost întinat prin păcat. Asta este important să înțelegem, pe de o parte, așa cum am spus, în a cunoaște și recunoaște prețul care s-a dat pentru noi, dar și în a cunoaște că dacă nu acceptăm sfințirea ca un har, Dumnezeu poate să recurgă la măsuri punitive și să ne ardă, în ghilimele spus, pentru a ne curăța. În Levitic, capitolul 10, este scris despre fiii lui Aaron, care n-au vrut să respecte cerințele sfințeniei. Și a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, acesta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Da? Deci să nu încercăm să forțăm noi mâna lui Dumnezeu și sfințenia lui, să ne apropiem oricum, pentru că vom suporta focul curățirii lui. Spune Scriptura și în Profeți, capitolul 5 din Isaia, versetele 15 și 16, despre o vreme de judecată a Domnului și astfel cei mici vor fi doborâși, cei mari vor fi smeriți și privirile trufa și vor fi plecate, dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeu cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Noi când spunem rugăciunea Tatăl nostru, sfințească-se numele Său, conștientizăm în primul rând că Dumnezeu e Sfânt, dar oare conștientizăm că trebuie să fim și noi sfinți și că sfințirea numelui Domnului, dacă noi îndrăznim să ne apropiem de El și pretindem că suntem ai Lui, se poate lăsa cu urme? Va constata lumea întreagă sfințirea lui Dumnezeu, așa cum este scris în cartea profetului Ezechiel, capitolul 38, versetul 16, despre vremea când Israelul va fi atacat și oamenii își vor permite să facă ei ce vor, uitând că Dumnezeu este stăpân și Israel este poporul Său. Scrie aici, vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara în zilele de apoi, te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Deci, Dumnezeu poate să sfințească prin Domnul Iisus, ăsta e un mare har, un unic har, dar poate să sfințească și prin judecată. Și oamenii vor constata aceasta până în final, până la judecată, cu toții.
De aceea, ca să ne ajungem acolo, iată o a patra aplicație, care s-ar putea rezuma la imperativul fiți sfinți. Adică odată sfințiți, noi trebuie să ducem o viață sfântă, separată de lume, deosebind sacru de profan și plină de activități sfinte. Nu se poate să trăim oricum. Constatăm că în vremea noastră este o secularizare, adică oamenii nu mai respectă sfințenia lui Dumnezeu. Au fost împrumutate fel și fel de practici lumești. Unele par nevinovate, sunt doar activități culturale, sărbători familiale. Dar dacă au un conținut și desacralizează prin cuvinte, prin gesturi, prin fapte, Dumnezeu notează și vine focul de care aminteam, sau ce e mai grav, lepădarea. Despre patriarh este scris că au avut călătorii sfinte, au fost separați de cananiți. Să citim din Vechiul Testament câteva referințe, apoi trecem în Noul Testament. În cartea Levitic, capitolul 23, erau menționate sărbătorile sfinte. Așa cum le era orarul, sărbătoarea săptămânală, sabatul, și apoi sărbătorile anuale, începând cu Paștele din prima lună, Cincizecimea, luna a treia, anul nou, ziua ispășirii și cortul în luna a șaptea, care era și cea din tâi luna anului civil, era anul iertării, anul al șaptelea, jubileul, anul al cincizecilea, și când nu le-au respectat, Dumnezeu i-a pedepsit trimițindu-i în robie. Ce însemna aceste zile sfinte? Oamenii să realizeze că se apropie de Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele și să pună deoparte timp pentru Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne facem vreme de cele sfinte și ne preocupăm numai de cele pământești, nu doar că slăbim spiritual și comitem păcate, dar ne se încarcă inima, mintea, ne împovărăm cu fel și fel de activități prin care uităm de Dumnezeu, de parcă am fi destinați numai pământului, uitând că suntem atât de trecători. Citesc tot din Vechiul Testament și din cartea Ezechiel, din capitolul 22, versetul 26, unde este scris: preoții lui calcă legea mea, îmbăgăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Tratau cu indiferență zilele sfinte. Poate erau mai atrași, cum se întâmplă și în vremea noastră, de sărbătorile lor, în care își făceau orarul și meniul cum își doreau. Dar să citim din Noul Testament pentru a vedea că cerințele divine nu sunt mai prejos. Dimpotrivă, la ofertă mai bogată, cerințele sunt pe măsură. În Romani, capitolul 1, versetul 7, Apostolul Pavel scria: deci voi tuturor care sunteți preiubiți al Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Iar în 1 Corinteni, în următoarea epistolă, capitolul 1, versetul 2, este o mențiune interesantă către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, ceea ce am vorbit până aici, chemați să fie sfinți. Pentru că e ușor să ne sfințească Domnul. O face dintr-o dată când ne pocăim, când ne recunoaștem mizeria păcatului. Dar este mai greu pentru noi, pentru că încă trăim în firea pământească, să trăim sfințenia. Dar tocmai pentru aceasta ne-a fost dat Duhul Sfânt,
ca să nu trăim după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Dar asta presupune anumite principii, anumite reguli. Vă citesc din cartea 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă jungați la un jung nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? Că noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeu lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atins de ce este necurat, vă voi primi. Eu voi fi tată și îmi voi vesi fi și fiți, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să intrăm în familia lui Dumnezeu, acolo unde totul e sfânt și să rămânem moștenitori, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Iată cum se regăsesc elementele amintite până aici. Să conștientizăm sfințirea lui Dumnezeu, să ne raportăm la ea cu teamă, conștienți de riscul păcătoșeniei noastre și să trăim separați de lume. De aceea nu putem să alergăm împreună cu ei, cum zice Petru, la aceleași activități. Nu putem vorbi orice, nu putem glumi cu ei. Trebuie, cum spunea Ieremia, de frica puterii tale am stat singur deoparte. Asta înțeleg mai greu credincioșii noștri. Înțeleg greu că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, tocmai datorită sfințeniei lui Dumnezeu. Să citim și în 1 Tesaloniceni, la capitolul 4. Și am putea spune că în contextul vremii noastre, când imoralitatea face ravagii, când este desacralizată viața de familie, oamenilor care sunt creați după chipul lui Dumnezeu, când se umblă la tainele ființii umane, la gene, când cu aceste mutații transgen și toată pleiada imorală din vremea noastră, ascultați ce scrie aici, 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și spunea Domnul că și privirea înseamnă curvie și prea curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul, e vorba de trup, în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Deci nu ne putem permite să privim orice. Eu când aud de credincioși care privesc la filme, mă îngrozesc. Sau participarea la mare, la strand, cum trupul nostru care devine templu Duhului Sfânt să fie înjosit în felul acesta. Să ne amintim cum arăta cortul cu curte, cu perdele. Era ceva sacru. Și Dumnezeu, îndată ce omul a păcătuit și a dispărut aura aceea care, să ne imaginăm, nu știu cum, o avea în grădina Edenului, că s-au văzut goi, Dumnezeu i-a îmbrăcat. Nu așa cum s-au îmbrăcat ei, numai cu șorțuri, cu haine de piele care doar nu sunt transparente. Deci, când unii își imaginează că Dumnezeu e sacru numai la biserică și la biserică se îmbracă într-un fel și în rest pe acasă sau, cum spuneam, în astfel de locuri de distracție își permit chiar să se dezbrace atât de mult, să-și expună trupul, să provoace pe alții să fie prinși în păcătuire, oamenii aceștia pierd sfințenia. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să citim și din a 2 Timotei, unde este scris în contextul slujirii noastre că Dumnezeu are niște principii foarte clare. Zice în versetul 19, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege sau să spus să fie sfânt. Asta rezultă din cuvintele ce urmează. Scrie în 20 că, dă un exemplu, pot să fie vase de diferite materiale construite, confecționate, unele au întrebânțare de cinste, altele de ocară. Și noi
revenim la trupul, la ființa noastră. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, apoi folositor, stăpânului său destoinic pentru orice lucrare bună. Deci nu putem vorbi de nicio folosință până nu vorbim de sfințenie. Tot ceea ce a fost folosit la cort și la templu a trebuit mai întâi sfințit și apoi a intrat în uzul lucrării lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne lumineze pe deplin. Amin. Și o ultimă aplicație este o rezultantă a celor de până aici. Cei sfințiți, care sunt și aleși de Domnul, sunt un har pentru familie, pentru societate chiar. Pentru că așa cum s-a spus despre Daniel, un om care a știut să nu se spurce, că avea în el Duhul Dumnezeilor Sfinți, așa trebuie să spun despre care oricare dintre noi care am primit Duhul lui Dumnezeu, care e Duhul Sfânt. Iov obișnuia să aducă jertfe pentru sfințirea copiilor săi. În 1 Corinteni 7 este scris că un tânăr sau o tânără, neavând îndatoriri familiale, poate să se păstreze mai ușor, mai bine, sfânt pentru Domnul. Și cu trupul, și cu duhul, deși cu mintea, și cu întreaga făptură. Și de aici decurge un har, pentru că spune acolo în versetul 14 că un soț sau o soție poate sfinți întreaga casă. În sensul că poate promova un mediu sacru, poate să-i ajute să cunoască pe Dumnezeu și prin comportamentul său să le dea un exemplu, în așa fel încât și ei să ajungă la cunoștința adevărului și să fie sfințiți. Dar asta nu se poate numai dacă noi înțelegem sfințenia în care trebuie să trăim. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16 și 17 este scris: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicești cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, că și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Eu am făcut o referire când a plecat dintre noi scumpa mea soție, dacă până atunci am spus scumpa mea, atunci am zis și sfânta mea. Și unii au fost deranjați. Dar asta e cerința biblică. Fiți sfinți. Dar poate ne-a influențat cultura noastră, că sfinții sunt aceia din imagini, din icoane, sau cei care sunt la Dumnezeu, sau îngerii. Da, sfinții îngeri, scrie despre asta în Biblie. Dar trebuie să fim și noi sfinți. Deși eu am numit-o doar după ce a plecat. Știind că Domnul a sfințit-o, știind prin ce proces de curățire a trecut, prin suferința ei, deci nu cred sub nicio formă că am greșit, dar nu fac uz frecvent de asta. Am spus odată sau într-o anumită împrejurare când potrivea lucrul acesta. Dar ideea este că noi mai degrabă ne-am împăca cu denumirea de a nu fi socotiți sfinți, numai să ne lase Dumnezeu să trăim de capul nostru. Nu, așa ceva nu e admis. Noi devenim proprietatea lui Dumnezeu de drept și trebuie și de fapt să se întâmple asta. Scrie în 1 Corinteni 6 de la versetul 18, fugiți de curvie. Versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci a fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Ce a fost cortul în Vechiul Testament, unde Dumnezeu avea reședința în camera a doua, în Sfânta Sfinților, trebuie să devină ființa noastră. Și mintea noastră, aș numi o Sfânta Sfinților. Și întreg trupul trebuie să fie sfânt. Altfel, cum am putea să interpretăm, să aplicăm aceste referințe? Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, locuiește în noi, l-am primit, ne posedă. Dacă nu înțelegem asta, îmi pare că nu este, că dacă ar fi, ar trebui să înțelegem.
spune tot Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12, lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Deci nu ne arogăm vreun merit, că nu noi ne-am sfințit, ne-a sfințit El. Nu noi ne păstrăm sfinți prin puterea noastră, e puterea Lui. Dar dacă noi ne declarăm că nu putem fi sfinți, îl facem pe Dumnezeu neputincios. Îi desacralizăm numele. Să încheiem afirmând că sfințenia divină este criteriul și condiția fericirii și a dragostei desăvârșite. Păcatul poartă în sine răul și nefericirea. Sfințenia aduce numai bucurie și har. În Psalmul 65, versetul 4, este scris despre cei ce sunt acceptați să trăiască în preajma lui Dumnezeu, care se împărtășesc cu El. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Iar în 96:6 este scris: strălucirea și măreția sunt a feței tale, slava și podoaba sunt în locașul lui cel sfânt. Numai în prezența Domnului se poate trăi fericit. El este fericit pentru că este sfânt. Așa cum scrie la 1 Timotei 6:15-16. De aceea să înțelegem, cum scrie și Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3, de la versetul 11, dacă așteptăm să intrăm pe deplin în sfera lui Dumnezeu într-o nouă lume, ce fel de oameni trebuie să fim printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Că tot ce a fost compromis prin păcat va arde. Să fim sfinți ca să avem parte de întâia înviere, cum scrie la Apocalipsa 20:6. Fericiți și sfinți. Fericiți fără sfinți nu se poate. De aceea lumea n-are fericire. De aceea se droghează. Pentru că sunt păcătoși din ce în ce mai mult. Să înțelegem așadar și motivați de gustul fericirii, a împlinirii. Cum zice Psalmistul 119, când urmez învățăturile tale mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Să înțelegem că sfințirea aceasta, purtătoare de fericire, a fost primită, dar trebuie păstrată prin a merge pe calea sfântă. Pentru că numai așa în final vom primi împărăția. Calea se numește calea cea sfântă, cum scrie în Isaia 35:8. Nu rătăcește nici nebunul. Și el pricepe, oricât ar fi un om de slăbuț la minte, ce-i bine și ce-i rău. Să nu uităm și ne așteaptă. Dacă ne vom împărtăși și vom rămâne în această părtășie a sfințirii lui Dumnezeu, scrie în cartea Daniel la capitolul 7, de la versetul 17, despre niște fiare care vor fi pe pământ, observați ce comparație. În lumea asta oamenii sunt fiare. Dar sfinții, versetul 18, celui preanal vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Versetul 22. A venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanal și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Și mai scrie în 27, dar domnia și stăpânirea puterilor împărăților care sunt pretutindeni sub cerul se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile vor sluji și îl vor asculta. De ce va rezista pentru vecii vecilor împărăția lui Dumnezeu? Pentru că e formată din sfinți. Sfinții nu sunt coruptibili atunci. Va fi ceva trainic tocmai datorită sfințeniei. O, de a-mi înțelege asta. Dacă ar fi păcat în împărăția lui Dumnezeu, ar fi răscoale, ar fi lupte pentru putere,
N-ar fi bine. De aceea Dumnezeu mântuiește numai sfinți, ca să dăinuie împărăția. Cu ei va fi veșnic. Asta va fi cadoul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos pentru cei ce vor să fie sfinți. De aceea să nu precupețim niciun efort. Să ne sfințim în tot ceea ce ne gândim, în tot ceea ce suntem învățați. Să ne ferim de tot ceea ce este rău. Pentru ca să fim sfinți așa cum Dumnezeu este sfânt. Să-L putem slăvi pentru sfințenia sa, cu atât mai mult în veșnicie, conștienți că sfințenia sa ne-a dus acolo și sfințenia ne va păstra. A Domnului cel Sfânt să fie slava în vecii vecilor. Amin.